Polițiștii de frontieră din Vicovu de Sus au tras luni seară 5 focuri de armă pentru prinderea unor contrabandiști, care însă au reușit să fugă. Oamenii legii au descoperit 5740 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană, în valoare de 67.100 lei, ce au fost ridicate în vederea confiscării. Potrivit ofițerului pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava, comisar șef Ilie Poroxerițan, luni 27 august, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 20, un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul sectorului a observat 3 persoane care transportau de la frontiera de stat spre localitatea Vicovu de Sus mai multe colete voluminoase. Oamenii legii au acționat pentru reținerea celor în cauză, iar în momentul în care bărbații au observat echipajul Poliției de Frontieră, au abandonat coletele și au fugit către teritoriul ucrainian. Deoarece persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, polițiștii de frontieră au tras 5 focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, fiind anunțate și autoritățile ucrainiene despre caz în vederea cercetării în comuna evenimentului. Polițiștii de frontieră au descoperit 5.740 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană, în valoare de 67.100 lei, ce au fost ridicate în vederea confiscării. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, la final urmând a se lua măsurile legale ce se impun.